Cavalerii și-au dat întâlnire de taină în weekendul recent încheiat la Deva. Alături de ei au fost domnițe și menestreli care au readus aerul medieval în orbea de la poalele cetății și au încântat localnicii, dar și turiștii care au vizitat Deva. Cum ați perceput evenimentul? Foarte frumos, am fost și sus pe cetate și fetelor le-a plăcut foarte mult și a fost chiar așa autentic și cu suflet. Cum vă simțiți? Super! Ce părere aveți despre evenimentul creat de Centrul Cultural Drăgan Munteanu? Minunat, minunat. Foarte, da, chiar nu ne așteptam. Este o paradă uimitoare, într-adevăr. Ne bucurăm, suntem de la Hunedoara și chiar suntem surprinși că am nimerit exact în pâine evenimentului, da. Organizatorii întâlnirii de taină a cavalerilor de la Deva au fost mulțumiți de prestația invitațiilor, dar mai ales de numărul mare al celor prezenți la evenimente. Timp de 3 zile, cetatea Deva a prins viață, am readus legende și mituri vechi în cetate, împreună cu toți invitații noștri, toate ordinele cavalerești care au venit din toate colțurile României. Am avut foarte mulți turiști, neașteptat de mulți turiști pe cetate, dar și aici în parc, la partea a doua a evenimentului. Și ne bucurăm tare mult că a fost o reușită acest eveniment și vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat. Vreau să mulțumesc colegilor mei din Centrul Cultural Drăgan Muntean, vreau să mulțumesc colegilor de la SPIGM pentru tot sprijinul. Și nu în ultimul rând primăriei municipiului Deva, Consiliul Local și domnului primar Florin Oance, mulțumim pentru toată susținerea și pentru tot sprijinul. După cum ați văzut, au fost 3 zile frumoase, 3 zile încărcate cu momente deosebite pe cetatea Deva. Așadar, pentru 3 zile Deva a fost pusă pe harta marilor evenimente istorice din România și asta ne bucură tare mult. Timp de 3 zile, deveniți și turiști au avut parte de ateliere de prezentare istoriei medievale, școală de tir cu arcul, bucătărie medievală, scenete, schimbul de gardă, magie și iluzionism, spectacol cu foc, parade și jocuri medievale. La acest veritabil regal cultural-artistic și-au adus contribuția lâncierii și arcașele cetății Abrud, Ordinul Castelul din Carpați, Deus Vult Oradea, Ordinul Cavalerilor de Hunedoara, Toboșarii de Mureș, Garda Cetății Deva, Zânele Silvane și Cimpoierii din Transilvania.